Senatorul PNL Răducu George Filipescu a declarat în cadrul unei conferințe de presă că alegerea primarilor în două tururi de scrutin nu reprezintă un avantaj la nivel local, însă va fi respectată decizia luată de partid la nivel național. Cu asumarea răspunderii pe candidatura primarilor în două tururi. Cum am mai discutat și în alte ocazii, pentru Călăraș această variantă nu este deloc oportună și nu este nici măcar interesantă pentru noi. În general, organizațiile care... A, bine venit, degeaba. Bine ați venit la noi în vizită. Dacă se schimbă puterea... Mă scuzați că... Da. Ce vreau eu să spun e că nouă nu ne convine chestia asta, dar nu avem încotro dacă e o decizie de partid, asta este. Și, în general, organizațiile care au un număr mare de primari și cum avem noi primari la câte 3-4 mandate, nu suntem adepții acestui mod de a fi aleși. Dar e o decizie a partidului, la nivelul național lucrurile stau cu totul și cu totul altfel decât stau la nivelul organizației județene, așa că ne vom alinia și vom încerca să ne menținem numărul de primari chiar și în noile condiții. Acum este chestiune destul de variabilă, pentru că și în partea cealaltă la PSD sunt foarte mulți primari care sunt și ei la câte 3-4 mandate și de care lumea probabil s-a săturat. Nu s-a săturat și de ai noștri. Și atunci poate reușim noi să luăm de la ei sau în localitățile lor să-i înlocuim, cum și ei încearcă să înlocuiască în localitățile noastre. Eu am speranța că vom reuși să rămânem undeva la 35-36 de primari, care, din punctul meu de vedere, sunt arhi suficienți. Asta ca să poată să ne asigure și un câștig destul de consistent și la Consiliul Județean. Nu ne convine, dar vom merge pe această linie, că nu avem un cod. Acum se fac diferite speculații, cum că de fapt ar fi un joc. Cum că de fapt ar fi un joc în sensul în care și Dumnezeu știe, poate fi și un joc. Cum că de fapt este singura motivație pe care, la care PSD-ul va reacționa cu moțiune de cenzură, că nu va reacționa cu moțiune de cenzură la absolut orice ai vrea să modifici, în afară de Constituție, că nici nu poți, și ținând cont de faptul că la o astfel de motivație PSD-ul depune moțiune de cenzură, se va depune moțiune de cenzură, va cădea guvernul și va ajunge încet, încet în alegeri anticipate. Dar atenție! Odată cu introducerea moțiunii de cenzură și căderea guvernului, asumarea răspunderii cade și ea. Și atunci de ce lege? Și atunci rămân alegerile într-un singur tur, pentru că a picat guvernul, a picat asumarea, singura variantă prin care alegerile în două tururi ar fi fost valabile necondiționat era ordonanța de urgență, care era o lege. Ca și o lege. Ceea ce mă face să cred că aici e jocul ăsta, hai să îi băgăm în anticipate, că e momentul în care anticipatele ar putea să ne aducă nouă o poziție politică mult mai bună. În momentul în care s-a introdus moțiunea de cenzură, moțiunea de cenzură a trecut și sunt tare curios cum se vor juca aceste jocuri, pisica e la Cotroceni. Că de la Cotroceni acum trebuie să joace foarte tare, foarte tare președintele, să facă în așa fel încât să cadă cele două guverne, unul după celălalt, și la final să intrăm în anticipare. Ce se întâmplă cu anticipatele? Cum vor fi? Păi sunt mai multe variante. Varianta cea mai credibilă și mi se pare cea mai logică ar fi ca sâmbătă să fie alegeri, duminică să fie alegeri. Care ar fi ordinea? Sâmbătă să fie parlamentarele, duminică primul tur de la alegerile locale. Și peste două săptămâni turul 2 de la alegerile locale. Sau duminica asta alegerile locale primul tur, peste două duminici, sâmbătă alegerile parlamentare, duminică turul 2 de la alegerile locale. Variante sunt mai multe și dacă stai să analizezi fiecare variantă și care consider că este mai bună, până la urmă amândouă sunt cam pe aceeași poziție. Poate că alegerile parlamentare organizate pe turul 2 al alegerilor locale ar aduna mai multe voturi la cele două partide consacrate.
PSD și PNL. Că practic în turul 2 majoritatea finalelor vor fi PSD-PNL. Și atunci dacă aduci și parlamentarele odată cu localele care se desfășoară între PSD și PNL și parlamentarele s-ar duce către cele două partide, că nu sunt cea cu oamenii să voteze PNL-ul pe niște buletine și să voteze nu știu ce pe alte buletine și să mai pot încurca. Ați vorbit de alegeri anticipate în scenariul în care ar trece o moțiune de cenzură a PSD. Dar dacă această moțiune de cenzură nu trece, mai vorbim de alegeri anticipate? Dacă moțiunea de cenzură nu trece, nu mai vorbim de anticipate, cel puțin în situația asta, ne de ce anticipate să mai vorbești, dar rămân alegerile în două tururi.